Seara, doamnelor și domnilor, suntem în direct pe Curaj TV și pe paginile mele de Facebook. Sunt Oleg Brega și oaspete l-am pe avocatul, altădată și lector universitar de drept, Ilie Rotaru, care acum, ca și mine, suntem refugiați la București. Eu îmi duc aici traiu, el își trăiește mălaiu sau cum se cheamă. Eu urmăresc ce se întâmplă la Chișinău și dânsul urmărește ce se întâmplă la Chișinău, dar azi s-au întâmplat lucruri atât de fulgerătoare și fulminante încât l-a prins pe el într-o eclipsă și de aceea eu o să povestesc și o să rog pe domnul avocat să interpreteze. Întâi, Parlamentul, că știi acolo, funcționează o majoritate între socialiști și Șor și cu câțiva transfuși de la Plahotniuc, au făcut o declarație că condamnă uzurparea puterii de stat de către Curtea Constituțională. Mm-hmm. Da, o declarație. Nu de Maia Sandu, da? Nu, de Curtea Constituțională. Da. O condamnat. E, și da. Mare brânză. O declarație politică. E așa și-o spus. Corect. Pasul a ieșit din sală. Platforma, da, s-a supărat și a ieșit din sală. Au votat 54 de deputați. După care, fulgerător, se face o decizie de anularea deciziei Parlamentului prin care a fost numită Domnica Manole membru în Curtea Constituțională. Oamenii se joacă de de democrație, de legile și de constituționalitate. De a uzurparea puterii de stat. Păi da, pare e cam penal, dar să vezi că farsa continuă. Da, printr-o altă decizie, îl numesc pe unul Gheorghe Dumitru Lupașcu, fost procuror, în locul Domnica Emanuele și același depus jurământ în Parlament. Fost procuror la Procuratura Generală. Nu, problema acela nu-și dă seama că e dacă, penal dacă, și că riscă... Oamenii știi în tendința lor de a rezolva, de a-și rezolva problemele de cu caracter criminal cu orice preț, iată, deci cu orice preț, nu mai știu nicio măsură. Deci, bun, iată, ei au declarat, ce au declarat? Au făcut o declarație despre uzurparea puterii de Curtea Constituțională. Dar decizia Curții Constituționale că au constatat posibilitățile de dizolvare a Parlamentului, adică... Nu pot să o anuleze oricum. Nimeni nu poate să o anuleze. Și ce au făcut ei? Nu l-au numit pe acela, deci ei acum să-și anuleze decizia Curții Constituționale, înseamnă, dacă l-au numit. Dacă tot au majoritate și dacă tot își permit să anuleze, dar am înțeles că da. Constituția nu permite nici rechemarea din funcția membrilor CC. Da, e o poziție inamovibilă. Asta înseamnă că nu pot să... Nu pot să destitui ei pe Domnica Manole. Pe nimeni nu pot să destitui din Curtea Constituțională. Da. Deci... Eu știu, deci băieții, mă gândesc cei care au majoritatea, cei de 53-54 deputați, ei nu se gândesc la viitor. Mai devreme sau mai târziu va trebui să răspundă, cum și domnul Plahotniuc nu s-a gândit că să pățească ce-a pățit. Eu cândva, iată, vreau să-ți spun că, deci doamna Maia Sandu, dacă ar face o alianță normală cu toți cei ce partidele cât de cât... cu cel puțin cu liderii partidului cât de cât rezonabile și ar înconjura acest parlament, așa să-i blocheze ca să nu mai intre acolo, ar face-o bine. Deocamdată au chemat oamenii la protest la Curtea Constituțională, pe strada Lăpușneanu și sunt și acum câteva sute de oameni în fața CC. A ieșit și Renato Usată, a ieșit și fostul membru al CEC-ului, l-am văzut pe Ștefan Urâtu, l-am văzut pe Sliusari. Au ieșit și deputați din platforma, da, din PAS, mai ales din PAS. Iar Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate a Țării și i-a zis SIS-ului, băi, vă rog, investigați, i-a zis Procurorului General, vă rog, investigați, i-a zis Ministerului de Interne și Ministerului Apărării, nu vă implicați. Dar procurorii unde, domnul Stoianoglu, unde? Și problema constă, auzi, eu vreau să-i atenționez, poate doamna Maia Sandu nu are curajul sau nu îndrăznește sau poate mai așteaptă să-i convingă. Maia Sandu are drept să cea, dacă ei vor ridica o de revoltă armată, ce poate face Parlamentul? Se vor împotrivi cu forța, Maia Sandu poate cere ajutor.
Păi s-a adresat și ambasadelor, a zis, vă rugăm să monitorizați, prima a zis ambasada României, că suntem îngrijorați. Într-adevăr, dacă o să fie lovitură de stat, cum se zice asta, puci militar, n-ai ce să faci, nu? Că ăștia controlează și armata și miliția, dar nu va fi democratic, vor fi izolați pe scară internațională, mai Sandu poate o să fie luată o statică. Dar de cine a zis că democrație e pentru mafie? Cei 50 și câți de deputați acolo, asta e grupare în mare majoritate, sunt membrii grupării criminale Voronin Plohotniuc, care activează și astăzi în Republica Moldova. Dar deputați aleși de popor? Stai. Păi deputați. Și iată, deci... Cineva glumește. Acum ce ar trebui să le retragă mandatele sau să anuleze în genere alegerile din 18? Să zic că să anulează alegerile. Păi, problema constă în aceea că doamna președinte nu are obrăznicia, cred că, sau curajul, nu știu cum să-i numesc, să-i pui la punct. Pentru că care e problema? Deci ei și-au numit primul ministru, deci nimeni nu-i vinovat că doamna Dovleșteanu s-a dezis de funcția aceasta. Ce mai vor? Care e problema? El a luat locul lui Plohotniuc, da? Acționează prin aceleași metode. Sau cine ei au prins curaj că cineva poate din Rusia... Înțeleg că Dodon e în Rusia acum, nici măcar nu e în Moldova, așa că Bolea cu Madame Greceanu îi coordonează operația, dar am înțeles că poate lungi în spate. Păi da, domnul poate lungi, deci în principiu în tot asta e în spate domnul Plohotniuc. Atunci, prin poale lungi și Plahotniuc e prezent. Și Șor. E prezent. Toți sunt prezenți atât în activitatea asta. Și trebuie să fim realiști. Cei de la guvernare. Unde e domnul Andrei Năstase? Unde? Dar de ce Maia Sandu, de exemplu, nu cheamă lumea la blocarea activității Parlamentului? Ce e atât de greu? Păi, ar fi ilegal să blocheze activitatea Parlamentului. Stai puțin. Curtea Constituțională a declarat că este gata. De dizolvare. Dar nu înseamnă să blocheze activitatea Parlamentului. Dar de ce Maia Sandu nu a emis decretul până acum? Pentru că e stare de urgență și nu poți... De pe data cu tare. De pe data când este situația ce de la 1 iunie expiră, de pe data de două Parlamentul să-l dizolve, putea să emită decret. Acum ce se întâmplă? Ei așteaptă că dacă pe 28 a fost numită ședința Curții Constituționale de a declara situația de urgență neconstituțională. S-o discute, da. Și ea va fi, eu sunt sigur că Curtea Constituțională nu are altă ieșire decât să declare această situație. Acum nu se știe că l-au mai băgat și pe Lupașcu ăsta acolo și cu cei doi țurcani. Dar domnul Lupașcu nu poate să se prezinte. El trebuie să știe că va fi, în caz de ceva, tras la răspundere penală. El a depus jurământ și a mulțumit Parlamentului pentru încredere. Cineva a stat cu automatul în fața lui, la tâmpla lui, să-l impună, să depună jurământul. Care jurământ? El cine nu știe ca jurist că el a devenit membru aceeași grupări criminale care vrea cu orice preț să uzurpeze puterea sau mai mențină? Deci crezi că răspunde și el? Da, chiar da, dacă nu el a votat. Nu mai decât. Dar pe doamna Dorleșteanu, cine a băgat-o să accepte să fie prim-ministru Moldovei în situația când știa că mâine Parlamentul poate fi dizolvat? Dar nu era interzis și matale dacă îți propuneau, ai fi acceptat. Dar nu mai acceptam. Eu nu acceptam. Deci, care e problema? Mie a venit și mi-a propus domnul Dodon, de exemplu, să fiu prim-ministru. Dar eu aveam să spun, dar domnul Dodon, cum eu pot să fiu prim-ministru pentru 3 luni de zile? Dacă voi dizolvați Parlamentul, mergeți la alegeri și eu poate voi accepta după ce să avem majoritatea, să fim prim-ministru reprezentant socialiștilor. Așa îi spuneam. Eu cunosc pe doamna Dovleșteanu și știu despre unii membri de familie, consider foarte oameni cum se cade, deștepți, au făcut studii și așa mai departe, dar eu tare m-am mirat când doamna Dovleșteanu a acceptat să fie prim-ministru pentru o perioadă foarte complicată și de scurtă durată. Ea ce a sperat că o să fie pentru 2 ani de zile prim-ministru cel puțin? Eu n-aș fi sperat. Am înțeles că s-o cam făcut de râs pe internet. Azi a publicat o poză că ea se vaccinează cu AstraZeneca, dar nu, păi, seringa la umărul ei era cu capacul pus și ea zice,
Da, păi nu, că acuș, o să ne... Și lumea zice, da unde ești? Că nu pare să fie cabinet medical. Da, E da. zice, ba da, e cabinet medical, dar acolo o să văd semne că e o frizerie ceva. Deci săraca s-o cam făcut de cacao, s-o prefăcut că se vaccinează. Ma tata, ai vaccinat? Nu m-am vaccinat și nici n-am de gând să mă vaccinez, decât că eu sunt invalid de gradul 2, deci În așa grupa am... de risc și contezi pe faptul că Da. execut și ai imunitate, Eu dar am nu durează fost... mult. Și la două îmbolnăviri poate să fie... Păi stai, iată acum artistul, vestitul artist din România, Arșinel, da? Arșinel. Zace, dar el e Da, vaccinat după și ce nu a va fost avea forme vaccinat. grave. După ce a fost vaccinat, el s-a vaccinat și de două ori, adică a primit ambele doze. Și nicătând la asta s-a îmbolnăvit de COVID. Dar eu ce garanție am că nu mă îmbolnăvesc, mă vaccinez și nu fac tromboză, auzi? Eu, una din principalele temeri ale mele, că mă vaccinez sau nu, că eu pot face tromboză. Pentru că 1 la eu... milion. Nu, dar, Ăsta e de riscul. exemplu, Foarte dacă rar se eu, dar, întâmplă. dar eu sunt unul din acei care trebuie să se teamă de tromboză, înțelegi? Am Eu înțeles, chiar, de acord. da. Și nu pot să risc eu așa ceva, că voi, nu știu. Dar problema constă în ce, uite, ce vreau să spun, că oamenii și-au pierdut simțul realității, înțelegi? Eu nu înțeleg, iată, multe din ce se petrece. Iată, în Statele Unite au fost alegeri, da? A președintelui. Iată, fostul președinte nici nu a recunoscut alegerile care s-au petrecut în Statele Unite. S-a dus o luptă colosală. Nu știu cum acolo, care a pierdut, care are dreptate, dar fostul președinte n-a recunoscut alegerile, adică că Biden este președintele legal al Statelor Unite astăzi. Deci, ceva, iată, în România se duce o luptă în jurul cine să fie ministrul sănătății. L-au dat afară pe fostul ministru și au fost, câteva zile nu s-au înțeles pe cine spune. Iată, până ieri, pare, m-au pus un nou ministru, o doamnă. Deci vom vedea ce va face. În Republica Moldova, oamenii, deci, tot au ieșit din bălămări, mai ales deputații Parlamentului, echipa Șor și mulți din partidul lui Dodon, foștii parteneri din partidul lui domnul Plohotniuc. Și iată, președintele Maia Sandu, un om, cred că, cum se cade, cu, poate, speră totuși că oamenii vor gândi logic și normal, mai face încercări să pare că este un om democrat. Însă cum poți să fii democrat cu membrii unor grupări criminale? Iată, deci, astăzi, auzi, am aflat, iată, mi s-a spus că, de ce, că dosarul cu Gemi, unde este vorba de îndeplinirea hotărârii CEDO din 18 februarie 2020, adică de acum iată s-a împlinit un an de zile hotărârea CEDO, nu e executată, au amânat iar ședința pe data de 27 mai tocmai. De ce se așteaptă? Se așteaptă ceva. Oamenii nu se pot hotărâi ce trebuie ce pot face. Și se vede că cei din echipa lui domnul Plohotniuc le spun, voi, stați că mulți venim înapoi. Eu am înțeles, după unele informații care ajung la mine cu destul de greu, dar totuși ajung, băieții, iată, spun că ei mâine pe mâine, iată, vor stabili controlul asupra țării. Total. Și vor cu orice preț 2 ani să mai stai în Parlamentul actual. Deci, cei ce au organizat, iată, chiar merită, știi, să mă mai gândesc la ce se poate întâmpla în rezultatul, deci, acțiunilor, deci, mafioti, privind membrii Curții Constituționale Republicii Moldova. Aceasta este, cum știi, a fost ceva ieșit din comun, știi, o practică tâmpită, când ei au, când Curtea Constituțională a schimbat Constituția, a schimbat modalitatea de alegere a președintelui prin decizia Curții Constituționale. Cum poate Curtea Constituțională să modifice în așa mod obraznic pe timpul lui Plohotniuc Constituția Republicii Moldova? Acum ei ăștia, luând exemplu de la Plohotniuc, încearcă să, în general, să dizolve Curtea Constituțională, eu înțeleg. Că le împiedică tare. Cineva întreabă, dar cât de legal a fost numită în funcție Domnica Manole când a ajuns membru în Curtea Constituțională? Asta e problema, dar cât de legal a fost numit ceilalți?
Dar ce, domnule Camandon? Ne amintesc că acum 2 ani toată componența Curții Constituționale și-a dat demisia și au fost numiți printr-un fel de concurs alții 6, dintre care unul a murit și acum CSM-ul trebuia să mai numească pe al 6-lea. CSM-ul nu poate activa și ei special nu vor să-l numească. Și deci, deci în principiu ce se întâmplă în Republica Moldova? Se distrug instituțiile statului pentru a face drum unei grupări criminale care face ce vrea. Iată ce se întâmplă. Este o încercare de uzurpare a puterii de stat. Problema constă în aceea, da, eu sunt de acord că concursurile cele prin intermediul cărora actualii judecători la Curtea Constituțională au ajuns, au fost niște proceduri trucate acolo. Dar cum a ajuns domnul Țurcanu la Curtea Constituțională? Acela a fost ambasador la Moscova și a fost ministru de interne. Da. A fost membru Partidului Socialiștilor. A fost șeful fracțiunii socialiste, parcă. Și la comuniști a fost deputat. Cum a ajuns Țurcanu și a ajuns și doamna Manole. Și dacă eu, de exemplu, consider că doamna Manole a luat datorită ei hotărârea aceea despre limbă, despre faptul că Parlamentul nu se poate autodizolva. A fost aceea despre limbă s-a făcut pe timpul lui Tănase. Domnica Manole nu era deputată. Nu, păi stai, nu, domnica Tănase a declarat cu Tănase, da, acolo a fost cu despre limbă, despre articolul 13, pare, de care vorbesc despre interpretat limbă. Prin prisma declarației de independență. Da, declarații și așa mai departe. Și aceea a fost ilegală, dar doamna Manole a declarat, acum recent, Curtea Constituțională, sub președinția doamnei Manole, a declarat legea despre funcționarea limbilor în țara noastră ilegală, neconstituțională. Ah, cea, din 89, da. Din 31 august. Da. Legea aceea care a funcționat 30 de ani, ei acum s-o trezit, trebuie că ea e neconstituțională. Nu, eu am impresia că ăștia din Parlament, majoritatea actuală, în decembrie, în ajun de Revelion, au înlocuit legea aceea despre funcționarea limbilor cu alta nouă. Pe aceea au declarat-o neconstituțională sub domnica Manole. Nu, păi stai puțin. Eu nu știu, eu poate am scăpat că am mai primit o lege despre funcționarea limbilor. Problema la pachet au votat vreo 10 legi atunci, multe, în decembrie. Păi aici trebuie... Și au dat din nou statut special limbii ruse. Curtea Constituțională... Păi eu am fost niște acțiuni cu împotriva limbii ruse sau pentru limba rusă. Unii pentru alții împotriva și așa mai departe. Deci iarăși se ridică problema limbii, problema naționalităților, problema unirii cu România sau mai știu ce. Numai să nu se atingă problemele vitale ale țării legate de funcționarea procuraturii, funcționarea justiției, funcționarea parlamentului și activitatea grupărilor criminale care este în plină desfășurare Republica Moldova. Și iată, deci, eu înțeleg că Maia Sandu, deci, nu dorește să acutizeze situația în țară, dar dumneiei nu va avea ieșiri. Deci, dacă dumneiei, deci, mai întinde cu alegerile parlamentare, partidul PAS și doamna Maia Sandu va ajunge la situația cu partidul lui Andrei Năstase. Nu cred să cadă sub pragul electoral un partid care are intenții de vot de aproape 50%. Stai. Dar ce facem cu socialiștii, cu partidul ușor, cu cel pentru Moldova sau pro-Moldova, care acum ăștia 54 au votat chestia asta și s-au manifestat ca uzurpatori ai puterii de stat. Ar putea fi scoși în afara legii? Cade în sondaje Partidul Socialiștilor, dar Maia Sandu nu are 50%, Partidul PAS nu are 50%, poate 30%, cum a fost un sondaj acolo, a fost amănunat, crește autoritatea Partidului domnului Satei, Partidului nostru. Și el, și Maia Sandu trebuie să înțeleagă că și socialiștii ar trebui să înțeleagă că le suflă în ceafă Partidul nostru și Renato Satei. Renato a făcut, am văzut un apel către alegătorii, simpatizanții și membrii Partidului Socialist și le-a zis, băi, oameni buni, faceți ceva cu Dodon că vă duce la fund ca fierul de călcat sau ca toporul. Da, sunt de acord cu el și Maia Sandu a trebuit să susțină ieșirile în demonstrațiile, scheme oamenii la demonstrații pașnice, să înconjoare Parlamentul, să nu dai voie să intre la nimeni și să dizolve Parlamentul. Și tot. Că altfel nu o să fie echipă. Iată, deci Dodon și echipa și-au
echipa, Doton echipa Plohotniuc. Nu mai spunem noi de Șor și așa. Șor, domnul Șor, eu am făcut cunoștință cu dânsul în 2006. Personal? Personal. Am avut câteva întâlniri cu el. El atunci a venit și ne-a propus să vindem gemeni cu 20 de milioane de dolari. A, dar sunteți amândoi de pe la Orhei. Da, noi suntem de la Orhei. Și, dar nu l-am cunoscut nici pe tatăl lui, nici, dar el când a venit de unde a venit, din Israel, a venit în Republica Moldova, în Rusia, a venit prima, eu am fost unul din primii care m-am întâlnit cu el când activa în Republica Moldova. Și îl cunosc tare bine, cunosc echipa lui, deci dumnealui când a aflat că Voronezh și Plohotniuc doresc să acapareze gemeni, a dispărut. Așa că, deci eu sunt absolut sigur că el a intrat în jocul ăsta fiind, știți, dus în eroare, deci problemele lui. Dar eu nu consider că el joacă aici un rol important, totul ce relațiile acestea, partidul Șor este partidul lui Plohotniuc. Așa, în realitate. Și tot domnișoara și frumoasă care deci apare în locul Șor, care șefa echipei partidului Parlament, este și mulți alții de acolo, deci toți sunt membrii respectivei grupări conduse de Plohotniuc. Și ei acționează păi da, că și Șor nu era mare personaj politic, era un martor folosit împotriva lui Filat. Păi, da? Filat a fost băgat la pușcărie pentru că Șor s-a dus și s-a autodenunțat că i-ar fi dat mită un sfert de milion sau că un sfert de miliard de lei. Șor a fost convins sau rugat sau mai știu și cum a fost acolo de domnul Plohotniuc, că să-l pui la Ananghie pe Filat. Și deci ei colaborau și mai înainte. Eu cred că s-au înțeles acolo după ce Plohotniuc și Voronezh l-au luat gemeni, au mai luat și alte întreprinderi, nu știu, s-au împărțit poate și cu Șor activitățile astea, dar ei au devastat sistemul financiar al Republicii Moldova, în primul rând ei au avut interes. Și aeroportul știu că a fost privatizat, dat unei firme din Rusia, după aceea s-a constatat că e al Ușor. E gestionat de Ușor, dar cine beneficiază de asta nu se știe, duty free și ce mai avea el. Nu, problema constă în acolo că asta se poate foarte ușor de stabilit. Foarte ușor se poate de stabilit prin anchete penale. Foarte ușor, de unde au venit banii, asta e principal. Și eu vreau să atrag atenția că banii de obicei circulează prin bănci. Și băncile păstrează așa numite rulaje bancare foarte mulți ani. Și totul se vede foarte bine. Da, o parte din bani merg și cash, e mai complicat de urmărit, atât la Rogov. Se mai duc în zone offshore și gata, le-ai pierdut urma. Stai, nu. În zone offshore se stabilesc foarte ușor. Dacă îi duci banii cash în ciamadan, da, în Cipru. Dar dacă îi trimiți prin sistem bancar, fiecare leuț, fiecare dolaraș, fiecare euro se duce evidența. Iată, firmele prin care activa Poroșenko în Moldova, erau înregistrate în Cipru una. Fost președinte al Ucrainei. Acum înțeleg că e în mare litigiu cu actualul președinte, de asta l-au răpit pe prietenul lui judecătorul Ceaus și tot așa. Corect. Activează omul și mai departe. De ce? A fost președintele Ucrainei, îți închipui așa țară. 4 ani, a avut un mandat de plin. A avut putere, a avut influență, are și acum, e deputat în Parlament, e șef de fracțiuni în Parlament. Și așa mai departe. Urmăresc și eu despre activitățile lui. Deci, iată, el avea firmă înregistrată în Cipru, care activa în Republica Moldova. Într-un timp, băieții, poliția, le-am dat materiale respective, voi stabiliți unde e ce cu firma asta din Cipru. Și ei, băieții, au primit deplasări, hârtii și au cumpărat bilete, se duc în Cipru, înainte de asta i-au preîntâmpinat pe cei din Cipru, le-au trimis întrebările care interesează, referitor la activitatea firmei lui Poroșenko. Așa? Și deci băieții dimineața și-au cumpărat bilete și seara trebuia să plece în Cipru. Cu ori înainte de plecare le-a venit indicații că nu trebuie să plece. Ciprioții ce au făcut? Au așteptat să vină anchetătorii din Moldova. Și însă, la întrebările puse, ei au răspuns, au pregătit răspunsul și le-au trimis polițiștile din Republica Moldova. Și ce se întâmplă? Auzi? Eu am materiale respective, am primit și eu cândva o copie din cei ce le-a răspuns ciprioții polițiștilor din Republica Moldova.
au scris că așa firmă, în Cipru, există, însă, și nu are niciun leuț, niciun dolaruț pe cont, timp de 10 ani, și nici când n-a activat în Republica Moldova și Ucraina. Să închepui. Dar ăsta e Cipru cela de bază, da, care e membru frost. Uniunea Europeană, sau Cipru de Nord, da, separatist? Cipru cela. Și iată, să închipui, o firmă înregistrată în Cipru, numai cu înregistrat, cu denumire, care poți stabilea că dacă suni acolo și întrebi, este așa firmă? Da, este. Dar în realitate ce-a făcut? Și ei băieții vineau aici, în avocăței lui Poroșenko, vineau procură de la nume firme din Cipru, auzi? Și băieții de la procuratură judecată, primie, dar ce? Dar eu spuneam, băi, i-am verificat procurile astea, eu am rugat, verificați procurile. Dar procura cum era scrisă? Era făcută în engleză în Cipru, tradus, pe urmă tradusă din engleză în Ucraina, adică firma activa și în Ucraina, în limba ucraineană, cu o ștampilă avocăța, de notar, și pe urmă tradusă din ucraineană, și poate și din engleză, la Olga Bondarciuc, care nu de mult nu știu a avut probleme, la Olga Bondarciuc traducere legalizată, textul. Adică semnătura, cine a semnat real, procura aceasta nu putea fi stabilit. Și ei veneau cu procura asta tradusă, legalizată de Olga Bondarciuc, în instanță de judecată și prin firma asta, adică firma asta avea averi de milioane în Republica Moldova. La fabrica de sticlă, la fabrica de Bucuria, la gemeni, la fabrica de ciment din rezina și la multe, multe alte întreprinderi. Înțelegi? O firmă fantomă și foarte ușor stabilit că ea nu, firma aceea. Iată, chiprioții i-au spus, firma asta n-a avut niciun ban timp de 10 ani pe contul ei și deci directorul, și administratorul firmei trăiesc în Statele Unite. Și ei când au început, și care a plecat din Cipru, cu o lună înainte de a se face de poliția să vină la dânsul. Deci lui s-a transmis că asta interogheze, că trebuia să-l interogheze. Aici moldovenii au trimis celor din Cipru să-l interogheze pe administratorul firmei și contabil. Și da, administratorul firmei a plecat imediat din Cipru, în Statele Unite, și s-a spus că el locuiește acolo, și a fost interogat numai contabilul, care a spus că el nu știe nimic despre fondator, el e contabil și a declarat că administratorul se află în prezent în Statele Unite, dar firma nu a avut activități în general timp de 10 ani și în special în Republica Moldova și Ucraina. Iată cum se fac aceste adică afaceri de milioane și de miliarde. Și băieții de la procuratură, dacă s-ar ocupa cât de cât ce ne au procuratura anticorupție, procuratura generală, de afacerile astea, deputați, unul deputați din Parlament, inclusiv și afaceri ușor, și acelor care strig că ei sunt acolo partid ușor și vor să facă ca cetățenii Republicii Moldova să trăiască mai bogat, atunci ar fi foarte simplu, puși toți la punct cât de cât. Dar nimeni nu dorește, când procurorii și mulți de la CNA, de la Procuratura Anticorupție, de la Procuratura Generală și unii și mulți judecători, sunt complici acestor grupări. Sunt complici. Dar cum îți explici că Șor de atâta timp rămâne deputat, chiar dacă nu se prezintă la ședință? Înțeles că e redus asta... din salariu, din indemnizații, dar ce nu poate să constate în absența lui și... Oleg, asta depinde de colegii lui deputați. De ce? Iată, mie m-a interesat. PAS și da, acei al lui Andrei Năstase. Ce nu fost un bloc acum? Da, de ce nu pun probleme excluderii din Parlament a lui Șor din cauza că el nu se prezintă niciodată la ședințele Parlamentului? Lasă-l înlocuiască cu alt membru. Care e problema? Poate nu prevede legea așa temei. Dar eu nu, eu cred că legea poate fi modificată, ședințele Parlamentului, deci regulamentul Parlamentului ar putea fi modificat, chiar dacă nu presupune asemenea, de exemplu, acțiuni. Puteau împotriva. Atunci când erau împreună socialiștii cu platforma, da, acum când socialiștii sunt cu partidele lui Șor, gata, nu mai pot să schimb legea. Dar pe ei trebuie să o întrebe pe doamna președinte a Parlamentului cum ei tolerează asemenea situații. Trebuie de stabilit dacă domnul Șor primește salariu ca deputat,
Dar dacă el nu vine, iată codul muncii. Dar ce, codul muncii nu e obligatoriu pentru deputații din Parlament? A cine a zis asta? Aleșii poporului sunt altceva decât nu, simpli nu, angajați nu, nu, nu. La codul stat. muncii, toți sunt egali în fața legii. Aici e problemă juridică, există. Dar dacă vrei să o rezolvi, trebuie să te ocupi de problema. Nimeni nu interesează. Pentru că băieții sunt temi și de soarta lor personală, unii poate. Dar ce, eu consider că, deci, mă rog, doamna Maia Sandu și PAS-ul, toți deputații, și iată, eu mă mir, deci, asta, partidul DA. De ce ei s-au luptat atât pentru să aibă funcția de prim-ministru? Eu nu înțeleg. A vrut să-l pui pe domnul Năstase prim-ministru? Că a rămas fără mandat. Ei din cauza... Eu înțeleg, dar băi, aveți o leacă de obraz. De ce voi v-ați pornit împotriva lui Maia Sandu? Eu nu înțeleg asta. Pentru că au scăzut în sondaje și au vrut cumva să se reabiliteze. Păi atât spune-te direct, că noi ne temem de viitoarele legeri anticipate. Și gata. Că noi la viitoarele legeri anticipate noi trecem pragul. E, acum ultimul sondaj îi arată la limita pragului, deci ei mai au speranță că diaspora o să-i bage din nou în Parlament. Nu o să-i mai bage cu măcar 5 deputați. Nu, că problema lui ei e să iei votul lui Maia Sandu, deci nu o să-i bage nimeni. Maia Sandu are atât de multe încât nu stie mică să ia Andrei Năstase 5 mandate. Eu am fost la Comisia Electorală, când am fost alegerile prezidențiale, am fost observator din partea partidului unui partid și eu știu cum s-a votat pentru Maia Sandu. Deci acum cei care au votat pentru Maia Sandu, de exemplu, și eu am votat pentru Maia Sandu, spun drept, care eu i-am convins că trebuie de votat, mă întreabă, dar de ce băi până amun nu dizolvat Parlamentul? Iată, asta o să fie problema principală. Și nu trebuie asta. Eu cred că Maia Sandu, dacă nu o să dizolve Parlamentul în timp apropiat, nu o să fie alege prin august-septembrie, și dacă o să mai întindă tot Parlamentul ăsta, o să existe tot anul ăsta, o să vezi la sfârșitul anului ăsta ce o să fie în sondaje cu partidul PAS. Eu vreau să ajung. Dacă ei nu înțeleg că trebuie să fie mai duri, eu înțeleg că ambasada poate Statele Unite, Iran, să fie democrați și așa mai departe, nu știu ce, dar asta nu o să ajungă la, n-o să aducă la bine însă situația politică în Republica Moldova și în țară în general. Nu pot să așa dezastru să... Problema cu asta în aceea e că toți se gândesc să lupte cu pandemia, nu știu, cu medicina, nu vor să o pună la punct. Dar uite, despre agricultură, despre industrie, nimeni nu zice nimic. Și nici în Republica Moldova, nici în România, nici în toată lumea. Dar toți trăiesc în credit, în datorii. Eu o să văd ce o să fie peste un an de zile, dacă o să fie secetă și vara asta, eu o să văd cum o să asigure securitatea alimentară a țării. Tot Simeon comentează că Renato Usată e mai rău decât Plahotniuc și Dodon luați împreună, iar Maria Lopez zice Usată e periculos. El cu Plahotniuc se întâlnesc. Ei, astea sunt proști, eu le spun de dreptul. Și nu trebuie să atragem atenție la ei. De ce pune într-un rând pe Usată cu Plahotniuc? Plahotniucul a activat în Republica Moldova. O nenorocit o sumedenie de oameni. O furat tot bugetul Republicii Moldova pe mulți ani înainte. Usată unde a fost? Pe cine el a nenorocit? A cui avere pe cine a deposedat de avere? De ce el nu a activat în Republica Moldova? Chiar dacă el a activat undeva, el a activat în Rusia. Dacă, de exemplu, a făcut ceva în călcări. Care e problema noastră? Usată a devenit primar la Bălț, a adus o sumedenie de investiții și din banii proprii și din banii altora, acolo la Bălț. Eu vreau să văd cine, care oamenii ăștia îl pun alături pe Plahotniuc cu Filat, pe Usată alături de Plahotniuc. Ce Usată cumva i-a făcut dosare penale? Eu nu prea văd mari realizări la Bălț. Mă mir că l-au votat a doua oară alegătorii din Bălț. Mi se plâng foarte des oamenii că se distrug parcuri, că drumurile sunt vraiește. Stai. Cu drumurile lasă în pace, că noi, deci nimeni nu construiește drumuri din bugetul municipiului, deci drumurile trebuie să le construiască guvernul. Dacă nu e în stare, deci asta nu e vina lui Usatăi. Asta e una. Dacă te duci, eu cred că tu dacă te duci la Bălț, de mult n-ai fost, cred, dacă ai fost în general, și am dus și discut cu oamenii cum a fost până la Usată și cum eu este... Eu sunt născut la Sângerei, mai aproape de Bălți decât Orhei Matale. Dar întreabă-i deci pe cei de la Sângerei, că soția mea e din Bălți.
Și eu am unele informații cum, se, cum oamenii se gândesc despre ce a fost la Bălți până la Usată și ce iese după Usată. Așa că eu îți sfătui și tu să te duci acolo, să faci un reportaj, așa, oamenii din stradă, care vrei, la, fără să vă discuți cu Usată și așa mai departe. Eu, iată, din toți polițienii noștri, Usată cel puțin s-a implicat să fie care, la vârf național. S-a implicat și a fost, iată, a activat ca primar și destul de succes, eu cred. De ce a dovedit, iată, nu știu ce face domnul ăsta socialist la, la municipiul Chișinău. Mi s-a spus că Ivan, tot Chișinău e în șantier, în săpat, toate străzile, cu toate că chiar și mi s-a spus pe, pe Ștefan cel Mare, care mie, când eu în noiembrie 2018 am plecat, era foarte frumos, nu știu cum e acum. Și nu trebuia nimic acolo de săpat. Dar mă rog, eu cred că deci, când se apropie campaniile electorale, băieții încep să se ocupe construcții. De aceea aici se fură mult prin aceste construcții, se fură mulți bani și care se duc în buzunarele și personale care, celor care conduc campaniile electorale și să plătesc serviciile în campanii electorale. Așa că aici, deci, eu în principiu mă gândesc că dacă moldovenii nu sunt oameni proști, eu nu cred că ei sunt proști, ei se descurcă destul de bine, alegerile prezidențiale au ratat, nimeni n-a așteptat că Renato Usată să iei 17%, dar a luat. Acum eu cred că nimeni nu așteaptă că el o să iei 30%, dar la viitoarele legi parlamentare eu cred că el o să iei 30%, poate mai mult. Și am vedea atunci dacă Maia Sandu nu dizolvă Parlamentul în timp apropiat. Păi, iată mai... că majoritatea asta din Parlament pretinde că e cazul să facem alegeri anticipate, dar prezidențiale, nu parlamentare. Și ar putea să o suspende cumva pe Maia Sandu sau să o demită din funcție și să numească alegeri anticipate prezidențiale. Și lasă-i tot la cei așa să ajungă. Numai problem, eu înțeleg că lor tot un om, ei poate să facă alegeri de 10 ori, numai să nu dizolve Parlamentul și să fac ce vor ei. Eu nu știu, care, eu nu înțeleg de Maia Sandu, de ce prim-ministrul ăsta interimar nu l-a dat afară când el a ieșit în fața Parlamentului și a propus stare de, introducerea starei de urgență. Eu asta pentru că n-are pe cine pune în loc. Da, pentru că n-are majoritate parlamentară. Ia că lasă bine să mă pună pe mine. Eu sunt gata. Nu, să, poate numi doar din fostul cabinet, doar din foștii miniștri. Și din tot guvernul, din foștii miniștri, nu poate găsi un om care să înțeleagă cu el? Păi iată că eu propuneau, nu știu pe care acolo, ții minte, o femeie au numit-o ministra, nu țin minte, a finanțelor careva. Și mai s-a zis, nu, las că îl propun pe ăsta de la extern. Nu, păi și iată, el l-a propus. Și el a ieșit, a trebat. Păi nu, că stare de urgență a cerut chiar Maia Sandu cu două săptămâni mai devreme. Cum? Stai puțin. Și eu nu am auzit așa ceva. Cum nu? S-a adresat și la CSM, pentru că la CSP sau CSS. Oleg, nu e asta. Că era jale cu starea pandemică. Nu, apoi în sistemul medical poți să introduci stare de urgență, dar nu în țară, cu decizia Parlamentului. Ea trebuia să, chiar dacă a spus, undeva că eu consider că Parlamentul trebuie să introduc stare de urgență, Parlamentul. Ea până a făcut un demers scris, nu putea să nimeni să examineze această propunere. Dar prim-ministru interimar să iasă în fața Parlamentului, pe care în principiu eu cred că a fost numit de Maia, a fost acceptat de Maia Sandu. Cum așa? Și el a trădat-o. Dar prim-ministru ăsta, care e problema? Că dacă Curtea Constituțională declară neconstituțională introducerea starei de urgență, prim-ministru poate fi tras la răspundere. Ăsta interimar. Până atunci, Maia Sandu are deja cale deschisă să-ți dizolvi Parlamentul și... Da, și eu nu alegeri anticipate, după care se va numi alt prim-ministru și actualul trebuie să asigure organizarea alegerilor, trebuie să găsească bani, să dea la cec. Să-l schimbi pe ăsta, prim-ministru interimar. Cine spune în loc? Pe cine vezi în loc? Numai din fostul cabinet poate să ia. Asta e problema lui Maia Sandu. Ea are toate pârghiile ca să găsească un om care să împreună să facă un plan de acțiuni care să obțină să spui un scop. Toată echipa e a lui Chicu în guvern și miniștri și viceministri. Chicu n-ai cum să faci plan cu oamenii adversarului. Lasă, nu mai este, Oliver. Dar înseamnă că Maia Sandu nu cunoaște mecanismele de a acționa asupra purtării unor miniștri. Că eu nu-s vinovat din asta.
Care e problema? Domnul Chicu, auzi, Chicu, Chicu, cum? Îl stimez pe omul ăsta că când a venit Maia Sandu și-a dat demisia. Eu nu știu, s-a înțeles Maia Sandu, a făcut presiuni Maia Sandu asupra lui sau nu, a venit la el și la ea și a scris demisia. Eu îl consider pe dânsul că a procedat normal. El nu-i, Chicu nu-i, uite. Cum nu-i că a apărut la Orizont din nou, deja e lider de partid nou și el și Dumbrăveanu. El poate a venit Prohodniuc la dânsul, i-a mai dat niște bani și l-a pus să facă un partid ca să rupă o parte. Asta e de cum să vedem ce va ieși din asta. Chicu nu-i, gata, s-a dus. El nu încurcă cu nimic pe Maia Sandu, absolut. Dar primul ministru interimar care l-a numit Maia Sandu sau l-a acceptat, eu nu știu cum acolo procedura ce parlamentul a numit sau ea l-a numit și așa mai departe. Că el a trădat-o pe Maia Sandu, la mine nu există nicio îndoială. Și iată Maia Sandu ce a făcut? L-a demis? Nu l-a demis. Nu l-a, nu dacă știu, demiți chemat, prim-ministru, trebuie să numești pe altcineva în loc. Asta e interimar, nu. Asta se face foarte simplu. Prim-ministru interimar scrie o cerere de demisie la rugămintea președintelui țării și se duce și propune altă candidatură sau Maia Sandu și alege singur pe cine se numească. Așa că nu trebuie. Deci, eu cred că nu e atât de simplu. Nu, apoi nu e simplu. Eu spun că nu e simplu. De ce e că nu e simplu? Trebuie să știi cum să faci ca să obții scopul pe care ți l-ai pus. Sunt diferite mijloace. Sunt mijloace când vii și al rogi, băi omul bun, hai, scrie, cere și du-te. Sunt mijloace care îi spui că băi om bun, ori te duci, ori să fie articolul cu tare. Șantaj, să nu se întâmple ca România, ca PSD-ul să dea jos spre moțiune de cenzură propriul guvern. O, iată, asta e, nu, păi, asta e altă problemă, că iată, cum, auzi, pe propriul guvern, om, partidul l-a propus. Și el începe să acționeze împotriva partidului. Partidul te-a propus, partidul zice că du-te, dar tu nu vrei. Înțelegi? Da, și partidul m-a propus, dar eu de-am nu-mi place funcția de prim-ministru și dacă mi-a zis partidul, de-am nu mă mai duc. Înțelegi? Asta nu e, ce e asta? Păi, te-a pus partidul, dacă partidul a zis că trebuie să te duci, hai, du-te încetișor, că îți dă alt post. Nu ți lipsește de salariu. Îți dă, du-te, iată, l-a pus. Acela care amul primește un salariu mai mult decât prim-ministru abia, pare-mi se mie. Drept așa, Grindeanu, da? În România. Dar ei mă tem că guvernul PSD-ști au dat jos două guverne, pare-mi se. Care l-au pus. De ce? Uite, ce înseamnă asta? Înseamnă că cei care l-au pus prim-ministru acela au fost, nu au ales o candidatură normală. Înțelegi? Care să le urmeze, deci, politica. Omul a ieșit repede la un post și el a zis că băieți, gata, la revedere. Și face. Deci, cu așa oameni. Nu, iată și aici cu Maia Sandu cum a procedat. Eu sunt, în principiu, șocat de ce se întâmplă. Dar asta e, știi, de acum e la limită. Și de ce... Eu cred că doamna Maia Sandu trebuie să facă alianță cu partidul nostru, cu USAT-ul, și să dea jos băieții ăștia care își fac de cap total. Să vedem ce alianță o să facă. Crezi că e posibil, după modelul când a fost scos din cursa electorală partidul nostru, pe nu știu ce motive, că ar fi primit finanțări de psihotare, acum pentru deciziile, pentru voturile de azi din Parlament, ar putea scoaterea în afara legii a partidului... socialiștilor, a partidului Lușor pentru încercare de uzurpare de putere de stat sau... Auzi, Oleg, eu dacă aș fi... Procuratura Generală trebuie să constate asta întâi. Eu dacă aș fi în locul lui Maia Sandu, eu aș face asta. Dar eu nu cred că echipa lui Maia Sandu, de juriști, sunt capabil, eu așa direct, dar nu prima dată spun, sunt capabil să fac aceasta. Dar eu nu exclud, deci eu cred că există și acest mecanism, ar trebui discutat... Doamna Maia Sandu lasă și adună echipa de juriști să consulte procurorul general, are toate posibilitățile, poate să-i cheme, poate să-i roage, poate să ducă singur la ei și să găsească o ieșire, să-i pună pe toată echipa asta la punct. Este posibil, sunt sigur. Și crezi că procurorul general e independent acum, o să facă conform legii, o să asculte de ce a zis Maia Sandu sau o să asculte de ce propune? Eu cred că dacă aș fi în locul, eu aș asculta de președinte.
că auzi că președintele numește în funcție și destituie din funcție procurorul general conform Constituției. Și există, cu toate că unii spun că da, procurorul general nu poate fi demis, real și așa mai departe. Există mai două, trei modalități de a obține demiterea procurorului general foarte efectiv și repede. Dar asta trebuie să știi cum să o faci. Și, deci, domnul Stăianoglu, eu cred că nici lui nu-i convine ca echipa aceasta de socialiști să mai rămână la putere. Încă vreo 2 ani. De ce dumnealui, eu cred că el este, nu, ministrul de interne, desigur, nu este, poate să o pună și așa mai departe, dar actualul ministru interimar de interne ar putea fi demis foarte ușor, de către prim-ministru interimar și dacă domnul actual prim-ministru nu poate propune demisia ministrului de interne care ține parte lui ăsta socialiștilor, poate fi demis foarte simplu astăzi și poate fi pus un om deci, foarte din sistemul ministerului care este deci, într-adevăr un om care vrea să facă ordine în sistem, deci care cum simpatizează pe Maia Sandu și partidul PAS. Și iată, deci, procurorul general cred că poate fi convins ușor ca să țină parte lui Maia Sandu și el îi trebuie să acționeze, începând chiar de azi, de mâine și așa mai departe. Eu nu văd nicio problemă. Oamenii ăștia trebuie pus la punct și ei au dat motive prin acțiunile lor ilegale să fie puși la punct. Da, înțeleg că chiar să vrea procurorul general nu poate să înceapă arestări, de exemplu, pentru că toți deputații au imunitate și ca să le ridici imunitatea, asta trebuie o majoritate de tot din deputați. Da, auzi, Oleg, nu trebuie deci, pe nimeni de arestat. Trebuie doar începe dosar penal. Numai trebuie de intentat dosar penal. Numai dosar penal. Și să vezi cum trebuie să fie foarte lejer și cum... Cooperanță o să devină, da. Da, tot o să fie. Cum o să le intentez în dosar penal pentru uzurparea puterii de stat, o să fie băieții cu minți. Primor, putea pe ăsta care a fost uns acum judecător la Curtea Constituțională. Da, pe Lupascu, da. Dar știi, îl cunoști? Nu-l cunosc, nu știu. Eu nu știu dacă e acela, deci mai sunt Lupașcu, este și avocat Lupașcu, care a lucrat în procuratură. Eu nu știu care. Păi da, el că e avocat acum, a lucrat cândva șef de direcție, șef de secție la Procuratura Generală. Nu, dar cum îl cheamă? Nu e Anatol Lupașcu. Matinc. Ia-mi vezi, precizează. Asta e foarte, deci asta e, eu tare bine îl cunosc atunci. Și eu nu cred că, dar nu cred că e acela, că el acela mai rațional, eu cred că gândește cu capul. Dacă e acela, deci el, eu consideram că el... Anticorupție îmi dă o publicat despre el o anchetă. Auzi, eu îl cunosc pe avocatul Anatol Lupașcu. Uh-huh. Foarte bine. Dacă e Anatol Lupașcu, deci... Boris, ăsta e Boris. Nu poate fi Anatol Lupașcu, deci eu cred că acela e băiat deștept și competent. Pentru că Boris Lupașcu eu nu-l cunosc ca avocat. Zici că încă în 2004 o anchetă a centrului de investigație îl suspecta pe el de mușamalizarea unor dosare. Ole, hai sta, ole. Cu deputați comuniști și tot așa. Că CNA-ul îl consideră cineva implicat undeva sau bănuit, eu un ban nu dau pe cei ce consideră CNA, din punct de vedere juridic. Mm. Ei pot să consideră absolut ceva aberant. Și din 2006 e avocat. Nu, eu nu-l cunosc, n-am avut ocazie, Boris Lupașcu, prima dată aud, nu știu, din ce an e măcar, nu, e din vârstă, deci... 68 de ani, de vârsta mea tale, nu? Posibil să ai Boris Lupașcu. Ceva, deci, înseamnă că omul, deci, a îmbătrânit și de acum o era. Da, crezi că e... Nu suferi, dar... Da, păi ei au ales un om care nu-i tot una, dacă mai primește ceva bani în buget, știi, mai știu, devine, mă rog, membru Curții Constituționale, mai știu eu, dar asta el riscă ca să stai la pușcărie la vârstă înaintată. Dar asta e problema lui. Să vedem dacă se prezintă la Curtea Constituțională să-și ocupe locul de judecător în locul domnicăi Manole. Păi asta, de acum o să fie câți, dar mai o să fie 6 judecători, auzi? Păi nu, că el e în locul domnicăi Manole. Nu mai, dar nu poate. Nu, Oleg, asta ce? Hai să fim serioși. Asta. Celălalt al șaselea trebuie să vină de la CSM? Hai să fim. Păi eu zic că eu tâmpienii de ce se întâmplă. Las, citească băieții din curtea de astea, din curtea constituțională, nu știu, citească Constituția,
că judecătorii curții constituționale nu pot fi destituiți sau așa, mă știu eu, că să fie numită, anulată decizia aceea de numire al domnica Manole. Nu, tâmpenie, dar domnica Manole atunci trebuie ce să fac? Să atace în instanță de judecată demisia aceasta, concedierii. Nu, tâmpenie, deci. Atunci trebuie, dumneie, atunci trebuie pusă la îndoială toți acei... Toți au fost numiți cam cu aceeași procedură. A fost un fel de concurs, nu știu cum, să mi rași candul, cum, păi, unde vii concursul? Dacă parcă... domnica Manole trebuie să plece, atunci trebuie să plece și domnul Țurcan, Vladimir Țurcan. Și tăți, și avocatul cel care a fost, cum îi spune lui acolo, membru tot ales, a fost dubios și ales, tot, acolo au fost probleme, la mor. Eu sunt sigur, sunt de acord, dar au fost aleși, gata, băieți, liniștiți-vă. Să vedem cum o să evolueze lucrurile, le povestim și în zilele următoare. Mulțumesc pentru... Da, eu o să mă uit, o să mai comentez. Și eu tot ce în rezerv pe mâine, dreptul, sâmbătă, mâine, dacă când ai timp, sună-mă și eu vreau să discut, iată, problema despre evaluarea judecătorilor și procurorilor. Este o problemă foarte interesantă și eu cândva am expus o procedură foarte simplă de evaluare, care nu trebuie nicio evaluare externă, pentru că evaluarea externă nu o să aducă la nimic. Cine o să fie evaluatorii judecătorilor din Republica Moldova? A cei din România, poate, sau cei din Germania care cunosc limba. Eu vreau să văd. Bun, mulțumesc. Bun, mulțumesc. Ținem legătura. Deci chiar mi-e interesant, da. O seară bună la toți și sănătate la toți. Mulțumesc.